Am revenit la Obiectiv România, doamnelor, domnișoarelor, sărut mâna, bună seara, domnilor, sunt Iohan Pohrib, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități, mergem la stomatolog. Nu, după 15 mai cu siguranță, dar facem o avanpremieră a vizitei la un cabinet stomatologic. În această seară ne întâlnim la radio cu doamna dr. Mihaela Măgureanu, sărut mâna, bine ați venit la Obiectiv. Cred că o să încercăm să refacem legătura telefonică. După cum știați, a fost anunțată redeschiderea cabinetelor stomatologice după 15 mai în niște condiții deosebite, condiții despre care vorbim în această seară. Ce înseamnă acest lucru pentru pacienți, cum se pregătesc ei, ce înseamnă acest lucru pentru medici, ce costuri implică aceste lucruri și de cine vor fi ele suportate, lucruri pe care încercăm să le lămurim cu doamna doctor în această seară. Pentru întrebări vă stă la dispoziție numărul de SMS 0748887766. Sărut mâna, cred că ne auzim de data asta. De data asta, da, bună seara, domnule Iohan. Bine ați venit la Obiectiv, doamna doctor. Bună seara tuturor ascultătorilor. Vă mulțumesc pentru amabilitate și cu disponibilitate. E unul dintre subiectele pe care îl așteptam în contextul acestei deschideri. După 15 mai, cabinetele stomatologice vor putea primi pacienți și pentru alte probleme decât cele urgente. Din câte am văzut până acum, medicii susțin că va exista un flux cel puțin triplu de pacienți timp de câteva săptămâni, pentru că mulți aveau tratamente în curs care nu mai pot fi amânate. Vă așteptați la o creștere a numărului pacienților? Depinde foarte mult de disponibilitatea pacienților, disponibilitatea individuală către tratament. De ce? Pentru că pacienții în momentul acesta, așa cum am putut să constatăm telefonic cel puțin, încercând să luăm legătura cu ei, sunt de trei feluri. În primul rând sunt pacienți care sunt reticenți pentru că încă sunt speriați de ce aud despre coronavirus. A doua categorie de pacienți este aceea care a rămas a intrat în dificultăți financiare din cauza șomajului tehnic sau disponibilizărilor. Și cea de-a treia categorie de pacienți este aceasta fericită, care ne bucură și pe noi, cei care au conștientizat importanța sănătății orale asupra sănătății generale a întregului organism și care vor să-și facă într-adevăr tratamentele așa cum ar fi trebuit să-și le facă înainte de epidemie, vor să continue tot ce nu au terminat, să se ocupe de ei înșiși, să-și aloce mai mult timp și într-adevăr să termine tratamentele. Este foarte adevărat că în perioada aceasta au apărut și foarte multe complicații din cauza urgențelor netratate la timp sau tratate cu câte două, trei reprize de antibiotic. Exact. Dar depinde foarte mult de disponibilitatea individuală a pacienților. Nu m-aș aștepta să fie chiar așa o creștere, pentru că și ei la rândul lor au diverse probleme. Cei care într-adevăr vor să se ocupe de sănătatea lor mai cu atenție, vor avea cel puțin o parte, nu cred că este cineva care în perioada asta nu a avut dificultăți financiare. Eu am adresat ascultătorilor noștri îndemnul de a trimite întrebări prin SMS de mai devreme și am primit un număr mai mare de întrebări pe care aș putea să le grupez în două categorii principale. Am să mă opresc la prima acum. Care sunt condițiile speciale, noile condiții în care un pacient poate veni la medicul stomatolog, la un cabinet stomatologic? Ce trebuie să facă un pacient? Dacă până acum dădea un telefon, se programa și venea la ora respectivă, stătea în sala de așteptare, dacă mai e cazul, ce se întâmplă din 15 mai? Care-i procedura, dacă e clară? Este relativ. Așteptăm luni de la Comisia de Epidemiologie a Ministerului Sănătății niște indicații mai precise. Din indicațiile pe care le-a dat Colegiul Medicilor Stomatologi marți pe 5 mai, am putea să spunem următoarele, că pacientul după ce sună sau dacă este sunat de clinică, va trebui întâi să răspundă la un chestionar de triaj epidemiologic. Acest triaj epidemiologic are rolul de a decela care pacienți sunt simptomatici sau asimptomatici, care sunt confirmați și care sunt suspecți. Dacă pacientul este confirmat sau suspect, este temporizat, da? Sau se caută alte metode de tratament la distanță, exact așa cum s-a făcut și în perioada de urgență, dacă pacientul nu prezintă niciun fel de semne clinice, nici nu are în familie, în cunoștințele apropiate, adică nu poate fi declarat nici suspect, nici confirmat, atunci el poate fi preluat la tratament. În funcție de durată de timp între telefon și
programarea la clinică. Dacă, de exemplu, trec 2-3 zile, în momentul în care se prezintă la clinică, va avea loc un al doilea triaj. Triajul la intrarea în clinică, în sensul că personalul medical va verifica dacă într-adevăr corespunde ceea ce a declarat cu situația actuală, adică nu are febră peste 37,5 grade, nu prezintă tuse, dificultăți de respirație, strănut, da, secreții nazale, secreții oculare, adică să nu-i curg ochii, da? Da? Va fi un adevărat control până la urmă. Exact. Dacă trece și de acest al doilea triaj, atunci într-adevăr intră în clinică și va avea parte de al treilea triaj la nivelul cel făcut de medic, da? Cel puțin până la data de 15 mai, acest triaj se referă la stabilirea dacă într-adevăr urgența pacientului se încadrează în cele 10 declarate de Colegiul Medicilor. După data de 15 mai, singurele două proceduri care sunt la momentul acesta declarate interzise sunt detartrajul și efectuarea radiografiilor intraorale. Da? Și din celelalte 10 proceduri pentru care pacienții pot veni... Nu există recomandări specifice. Se lasă libertate mai mare medicului ca după data de 15 mai să aprecieze, se numesc acum în recomandările de la Colegiul Medicilor priorități. Nu se mai numesc urgențe, se numesc priorități. Adică oarecum s-a acordat după data de 15 mai o mai mare libertate de tratament fără să se spună de diagnostic din partea medicului, fără să se spună în mod explicit aveți voie să faceți orice. Asta este ceea ce așteptăm de la Comisia de Epidemiologie. Să ne spună, de exemplu, când o să putem să facem detartraje, când o să putem să facem manopere de finețe mai mare, putem detaliem aceste lucruri mai târziu. După aceea, în cabinet se vor lua în vederea tratamentului, cel puțin la nivelul la care legislația, la care recomandările Colegiului Medicilor vor fi sau nu implementate, dar așa cum au fost ele declarate în data de 5 mai. Da? Trebuie ca toate tratamentele să se facă cu un anume echipament special. Echipamentul acesta special nu este prevăzut în mod expres, dacă este pentru toți pacienții, da? Adică încă nu s-a renunțat la prevederea aceea conform căruia oricare pacient trebuie să fie confirmat și orice pacient trebuie să fie considerat suspect sau potențial suspect și atunci pentru toată lumea să se ia aceste măsuri suplimentare de protecție. Aceste măsuri suplimentare în cazul pacienților suspecți înseamnă combinezon, mască FFP, proceduri speciale de dezinfecție a cabinetului înainte și după, un oareșcare timp mai mare alocat procedurilor, o pauză obligatorie după fiecare pacient. Asta înseamnă că, practic, numărul de pacienți pe care îi poate trata un medic într-o zi, chiar și după data de 15 mai, se reduce la jumătate. Echipamentul de protecție furnizat de cabinet, nu vine pacientul. Nu vine pacientul, dar echipamentul de protecție, cabinetul trebuie să și-l achiziționeze. Și momentan nu este specificat dacă acest echipament trebuie să fie absolut obligatoriu pentru toată lumea. Adică, de exemplu, dacă după un triaj epidemiologic, da, rezultă că pacientul nu este nici confirmat și nici suspect, da, regulamentul nu spune dacă trebuie, într-adevăr, ca tot acest echipament de protecție să fie purtat de medic și de asistent. Da, în momentul de față vorbim de reacția pacientului. Suntem în zona pacientului. Ce trebuie să facă pacientul? Pacientul, dacă vine la cabinetul stomatologic, poate solicita echipamentul de protecție, care există doar la categoria recomandări de la Colegiul Medicilor în momentul de față. Momentan, la Colegiul Medicilor există doar la categoria recomandări. Rămâne de implementat sau de precizat în ce anume condiții și pentru care anume pacienți să fie acest echipament de protecție. Bun. Una este să spui pentru toți pacienții și atunci toți pacienții trebuie să suporte costurile, da? Pentru că statul nu ne ajută deloc. Stomatologia este 98% privată. Dacă statul a dat echipamente la stat, n-a dat nimic la privat. Noi privați trebuie să donăm la stat, cel puțin în martie și aprilie, când nu era nimic, s-au făcut donații de la privat către stat. Și acum noi trebuie să ne cumpărăm înapoi echipamentele. Pe care le cumpărați și pe care le cumpărăm și care costă. Costul cărora se va regăsi în costul pacienților, nu? Până la urmă. Până la urmă, tocmai de aceea trebuie făcute niște reglementări foarte stricte. Oare toți pacienții aceștia trebuie să suporte costurile, inclusiv cei care n-au niciun semn de boală, inclusiv cei care nu sunt confirmați și suspecti trebuie să suporte costurile acestor echipamente? De asta trebuie să... autoritățile trebuie să reglementeze un pic situația. Până ajungem da. în zona de autorități, aș vrea să facem totuși un pic un rezumat. V-am spus în mai multe întrebări care vizează acest lucru, să încercăm să fim punctuali. Deci, pacientul,
care vine la un cabinet stomatologic după 15 mai, este sunat de clinică sau sună pentru programare, are loc un triaj la telefon? Un triaj în clinică, da? Apoi ajunge la medic. La medic vor avea loc niște proceduri speciale. Clătirea gurii cu peroxid de hidrogen sau cu soluții de clorhexidină. Se aplică diga acolo unde este cazul. Sunt interzise anumite manopere, așa cum v-am zis, da? Exact. Sunt limitate unele manopere cu turbina. Deocamdată nu se poate face orice. Nu știm pentru cât timp, da? Mai departe, după ce pleacă pacientul, da, în funcție de rezultatul triajului epidemiologic, este echipat mai mult sau mai puțin, la plecare se dezbracă și a ieșit în mod normal, așa cum sunt recomandările în acest moment în vigoare, trebuie să iasă pe în altă parte decât a intrat. Adică, conform circuitului epidemiologic, pacientul intră pe parte și iese prin altă. Adică un cabinet care n-are căi de acces, intră, pentru că nu pot să spun altfel. La momentul de față nu poate asigura circuitul epidemiologic așa cum este cerut de Comisia de Epidemiologie. Asta nu poate funcționa. Da, asta este motivul pentru care foarte puține cabinete au deschis în această perioadă și deocamdată, cel puțin pentru perioada de după 15 mai, nu este specificat acest lucru, ce se va întâmpla cu aceste cabinete. Al doilea set de întrebări, aș putea spune, da? Pentru că e un set, vizează costurile. Da. Oamenii se întreabă dacă se vor scumpi serviciile stomatologice, cred că nici nu mai există această întrebare, cu cât se vor scumpi serviciile stomatologice? Serviciile stomatologice, din ceea ce am vorbit și eu și cu colegii mei, niciunul dintre colegii mei nu vrea să crească prețurile manoperelor standard, adică nu va crește prețul unei obturații, nu va crește prețul unui tratament de canal sau unei extract, dar dacă reglementările privind echipamentul se vor impune a fi respectate pentru absolut toți pacienții și nu doar pentru cei confirmați și suspecți, atunci toți, indiferent că după triajul epidemiologic sunt negativi, vor trebui să se aștepte ca, datorită creșterilor costurilor cu echipamentul pe care noi trebuie să-l achiziționăm, pentru că vrem să respectăm legea, vrem să nu ne ridice Colegiul Medicilor dreptul de liberă practică, vrem să asigurăm o protecție așa cum este ea reglementată în România, pentru că în alte state e reglementată altfel, da? Și atunci, pentru că prețul echipamentelor de protecție a explodat în această perioadă, deci mai avem încă o săptămână până la 15 mai, în această perioadă, conform reglementărilor actuale în vigoare, costul tratamentului este la momentul acesta cu până la 820 de lei suplimentar față de costul procedurii stomatologice, da? După 15 mai, pentru că Colegiul Medicilor în data de 5 mai a mai relaxat un pic măsurile, dar, adică a scos nebulizarea și a mai redus timpul de așteptare dintre pacienți, permițând medicului să trateze mai mult de 2-3 pacienți într-o zi, să poată ajunge până la 6, da? Înainte, un medic putea să trateze 10-12 într-o tură de 7 ore. Da? Acum, după noile reglementări din data de 5 mai, oricum, mai mult de 6 pacienți nu ai cum să faci, pentru că trebuie să respecti o pauză după ei. Da? Bun. Și atunci, după 15 mai, oricum am reduce costurile, punând doar ceea ce se cere prin recomandările din 5 mai de la Colegiul Medicilor, costul poate să ajungă cu echipamentul, numai cu echipamentul, separat de costul procedurii stomatologice, până la 250 de lei. Să înțelegem că asta poate înseamnă fi o majorare de minim 250 de lei pentru orice intervenție. Nu, poate să fie mai mică, de exemplu. Adică, dar sub 150 nu are cum să fie. Este exclus să fie sub 150. Să vă dau un exemplu. De exemplu, pentru măștile FFP, da? Sunt necesare măști FFP și pentru medic și pentru asistent. Asta înseamnă minim 30 de lei, pentru că acum, dacă cauți foarte bine, reușești să găsești distribuitori care dau masca cu 15 lei. Halat impermeabile de unică folosință. Sunt în jur de 50 de lei, până acum erau 100. Și acelea costă. Da, toate materialele s-au scumpit, așa e. Toate s-au scumpit, da? De aici înseamnă 130. Mai pui ochelari de protecție, vizieră, capelină, bonetă, încă 20 de lei. Protecția pentru pacient, halat, bonetă, botoși și pentru aparținător în cazul copilor, încă 30 de lei. Toate astea cresc costurile cabinetului, deci oricum ai le aduna între 160 și 250 de lei. Marja este variabilă în funcție de ceea ce se impune a fi făcut la pacient. Pentru procedurile cu aerosoli, înseamnă obturații, da, drenaje, da, proceduri chirurgicale, o extracție mai complicată care se face cu aerosoli,
poate să ajungă până la 250 de lei, chiar în condițiile de relaxare, în ghilimele, pe care a făcut-o Colegiul Medicilor după data de 5 mai. Dar în momentul actual, aceste, deci lucrând după condițiile actuale, costurile vor crește. Exact, da. Costurile vor, deci, vor crește. În acest context, ne-ați explicat cum se vede situația de la dumneavoastră. Ce recomandări ați avea pentru autorități? Pentru a veni în sprijinul pacienților, în primul pentru rând. Pentru a veni în sprijinul pacienților, este foarte important ca până luni, când se unește Comisia de Epidemiologie, să ne dea recomandările finale pentru perioada de după 15 mai, să fie stabilite niște lucruri foarte clare. De exemplu, să fie abrogată expres și fără echivoc prevederea că toți pacienții trebuie considerați suspecți indiferent de rezultatul triajului epidemiologic. Până această prevedere că toată lumea trebuie considerată a fi suspectă, atrage după sine aceste costuri cu echipamentul pentru absolut toată populația. Corect este ca, dacă după triajul epidemiologic, dacă tot a fost supus pacientul acestei proceduri și telefonic și la intrarea în clinică și am constatat că nu este, da? Nu este normal ca el să suporte, dacă a fost cu minte, a stat acasă, a stat în izolare, a respectat toate procedurile. Nu este corect ca el să suporte costurile acestor echipamente. Mă gândesc puțin aplicat, doar două secunde ne oprim aici, că s-ar putea să fie mai ieftin să folosiți teste de COVID la cabinet decât să cumpărați toate echipamentele de protecție. Sigur că da, noi avem la cabinet un test din acela rapid, este 50 de lei, este cu totul altceva, da? Gândiți-vă, de exemplu, că pentru tratamentul unui copil, da? Un copil care, conform triajului epidemiologic, nu are absolut nimic, vine cu un aparținător care și el a fost cu minte, nu are absolut nimic, pentru acel copil, da? Conform prevederilor actuale, dacă îl considerăm suspect, nu trebuie să ne îmbrăcăm cu tot ce v-am spus. Mască, FFP, halat, ochelari, protecție, vizieră, nebulizator. Gândiți-vă cum reacționează acel copil când își vede medicul îmbrăcat, și medicul și asistenta, îmbrăcat în combinezon de sus până jos, echipat, nu-i se văd ochii, nu-i se văd mâinile, nu-i se vede nimic. El a învățat fiind cu jucării, cu televizor, cu pășta. Nu o să aibă nicio șansă. Eu știu, fiul meu are 7 ani și ultima dată l-am ținut în brațe, adică, la... Aceasta ar fi principala recomandare. Să se abroge expres și fără echivoc prevederea că toți pacienții trebuie considerați suspecți. Da? În al doilea rând, ar fi bine să ni se spună aceste măsuri, le implementăm pe ce durată? Deci care este durata de implementare a acestor măsuri? Cât timp trebuie să mai folosim masca FFP? O lună? Da? Două luni? Trei luni? De ce? Pentru că trebuie să știm dacă aceste echipamente trebuie achiziționate numai pentru o lună, nimeni nu o să crească prețul tratamentului stomatologic, pentru că suntem și noi oameni, suntem aproape de pacienții noștri, știm, fiecare medic vrea să-și păstreze pacienții, o să facă un efort și o să poată să susțină o lună, două, aceste costuri suplimentare fără să crească prețul tratamentului. Dar dacă trebuie să fie făcute, să fie implementate a la lung, da? Pe o durată foarte mare, pe principiu că vine valul 2 la iarnă și... Intră în planul de business, deci. Intră în planul de business, da? Bun. În al doilea rând, haide să implementăm și noi în România proporțional, da? Aceleași măsuri care au fost implementate la nivel european. Asta ar fi a treia propunere, pentru că, de exemplu, la nivel european, costul mediu al echipamentului pentru această perioadă a fost estimat în Norvegia de 7,5 euro, în Suedia 14 euro, în Germania 30 de euro. De ce trebuie noi? De exemplu, România are o rată de infecție de 13 ori mai mică decât Germania, populația fiind doar de 4 ori mai mică. Și atunci, de ce trebuie noi să impunem măsuri care să coste de atâtea ori mai mult? Lucrând ca în Germania, costul tratamentului ar putea fi de maxim 100 de lei. Deci costul echipamentului, nu costul tratamentului. Deci suplimentul pentru echipament ar fi de maxim 100 de lei. Da? În timp ce noi ajungem să mărim prețul de 3 ori în condițiile în care infecția la noi este de, gradul de infecție este de 13 ori mai mic. Deci e o lipsă de proporționalitate între evoluția bolii în România și măsurile impuse în România față de celelalte state europene. În ultimul, ați înțeles, da? Da, e foarte clar. Ce ar mai fi important de redat libertatea asupra procedurilor medicale? Adică să mi se spună foarte clar, bun, nu avem voie o lună de zile să facem detartraje, da? Dar după o lună de zile avem voie, nu avem voie acum să folosim microscopul și
nu putem să facem operațiuni de mică chirurgie pentru că nu ne permite combinezonă. Deci dacă se abrogă prevederea aceea că toată lumea este suspectă, putem să lucrăm și putem să facem o operă de mare finețe, astfel încât să păstrăm calitatea actului medical la un nivel benefic populației. Pentru că altfel în combinezon și cu vizieră și îmbrăcat n-ai cum să faci altceva decât extracție. Și ajungem la stomatologia din anii 30, practic, în care da, costul tratamentului era inaccesibil pentru toată lumea și nici procedurile nu puteau fi efectuate de medici care nu permite o manoperă de finețe, un combinezon. Da? Cum să poți să te uiți la microscop cu două rânduri de ochelari și vizieră? Nu se poate. Deci am putea spune, în rezumat, e nevoie de o serie de reglementări privind durata, privind timpul în care se aplică aceste reguli și, de asemenea, regulile să fie mult mai clare. Da, adică pacienții care nu sunt, dacă triajul epidemiologic este corect și pacientul nu este nici confirmat, nici suspect, să se revină la proceduri standard de lucru prevăzute la nivel european, care nu reprezintă un cost mai mult de 100 de lei per pacient, per manoperă, per ședință. Pentru că acești 250 de lei până la 250 de lei de care vă spuneam, ar trebui suportate de fiecare pacient, la fiecare ședință, la fiecare manoperă. Atenție! Mulțumim tare mult, am fost în direct cu doamna dr. Mihaela Măgureanu. Cum să zic, mult succes și să ne vedem sănătoși și mai liniștiți cu toții. Acestea au fost principalele lucruri pe care trebuie să le știți legate de redeschiderea cabinetelor stomatologice după 15 mai.